Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit la un nou episod de CSGO Prime Hacking cu cuțitele astea super, super jmechere. Hai guys, let's rush B for the first round. Bă fraților, bine v-am găsit la un episod. Mamă, ce țipă ăsta, mod direct din prima aici, nebun la cap. Bine v-am găsit la un nou episod, bă băieți, unde o să jucăm pe Prime cu aceste cuțite minunate, cu hack-uri. O să vedem în cât timp ne putem lua ban, dacă o să ne luăm ban. Sperăm să nu ne luăm ban totuși, pentru că na, sunt 3 milioane cuțitele astea, 2.800.000 ceva de genul, deci nu prea mi-ar conveni să iau ban. Dați și voi acolo un like să facem 1000 de like-uri la acest episod. Stați numai un pic că sunt doi aici, nu știu pe care să-i dau pic, unul mort. Cum l-a omorât ăsta pe a meu, dar nu-i problemă, bă băieți, că o să dau eu push pe el repede. Ia uite-l pe ăsta, coaie, cum stai tu aici, bă băiatule, băi, cum stai tu aici? Aceste cuțite mă salvează de obicei împotriva kick-urilor cu echipierilor, pentru că de obicei cu echipierii văd, bă frate, stare cuțite, nu știu ce, sigur nu are hack. Și ca demonstrație, așa, să vedeți că nu sunt cu skin changer cuțitele sau cu inventory changer sau cu orice altceva, o să intru în exit, o să vedeți că inventory changer este dezactivat. Dacă intrăm pe profilul meu de Steam, pe care by the way o să-l aveți și în descriere, deoarece na, o să-l pun și în descriere ca să nu apară comentarii și chestii astea că ar fi fake. O să le puteți vedea și aici în inventar, sunt 65,25 euro. Am mai încercat să filmez înainte un episod, am jucat alături de Smokey și de Zedo, dar na, s-a hotărât Shadowplay-ul să-mi facă figuri pe video, adică să nu se audă jocul bine, să nu se audă băieții de pe fundal bine, microfonul meu tot se dădea, și-a ajusta volumul automat, să zic așa, singur, adică ba se dădea sonorul tare, ba se dădea sonorul încet, ba tare, ba încet. O să vă las câteva secvențe dacă vreți, uite, chiar acum o să vă pun niște secvențe din videoclipul ăla, deoarece am jucat super, super obvious. Eu cred că o să-mi iau bani pe contul ăsta astăzi, nebun la cap, adică plus de la link, aveți linkul de la profil, și că profilul de la link, mamă ce one tap, am dat ăla să mă bată data. Ba da, se dă, băgam ia și punicioanca. Ia să-ți că-l dau înapoi la 50, deci nu pot să înțeleg, mi se dă microfonul singur încet și îmi vine să-l sparg. Ia uitați, să-ți dau un one tap. Tăpan, frate, o, oh, Nichter, ce-ai cu brodere, te-ai împiedicat? O, oh, mă, frate, unde ești, brodere? Băi, 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 nu mi-o dau urât. I-am dat-o și la băiatul ăsta, AVP, a, becoming the best ăla. Dă-mi pic. Ți-am dus, brodere, ți-am dat-o. Morții tăi de... Ia spune, mă, dați difuz la bombă. Am jucat foarte multe meciuri obvious și e un meci unul după altul. Eu am zis că o să joc doar un meci pe zi sau un meci o dată la două zile pe acest cont și deja am ajuns la două meciuri pe zi și da, sunt destul de obvious. Na, e destul de nasol, bă, băieți. Acum sperăm că nu o să ne luăm bani, mai ales că acum, având în vedere că nu mai joc alături de băieții de Zedo și de Smokey, care aveau rankuri destul de măricele, și jucăm la Silver, deci n-ar trebui să joc așa de obvious versus Silver. Acum să sperăm că n-are vreun Silver de pe aici, Easy Frags sau ceva, să înceapă să-mi dea obvious, pentru că eu chiar n-aș vrea să pierd meciuri pe contul ăsta, deși oricum contul o să primească Silver cel mai probabil. Este contul fratelui meu, dar aceste cuțite sunt luate de mine, am făcut așa cadou la frate meu, mă rog, cuțitele sunt de la Smokey, el mi le-a dat ca să filmez cu ele. Mi-a zis, bă frate, dacă ți iei bani, îmi dai banii pe ele și aia. Și așa și rămas. Momentan nu am dat niciun ban pe cuțite, dar dacă o să-mi iau bani pe contul, să-i dau banii și aia. 3 milioane. Trăiesc și fără 3 milioane, nu mă dau 3 milioane afară din casă, cum ar zice o mare legendă, bă băieți. 2 kill-uri, 2 kill-uri, mamă, 2 kill-uri, băieți, bine, aici smurf din global, băieți, dăm și noi aici un aid frumos ca să nu suspecteze lumea că avem cheat, dăm aici un rush. By the way, băieți, nu uitați că avem config de legit și pe Exitium, cam cu orice cheat legit cu care am filmat mai mult de 2-3 episoade am un config de legit creat. Puteți să intrați aici la configs pe config browser și să căutați Raul2K, așa o să vă dea acesta, Raul2K legit config. Avem 669 de downloaduri, ceea ce este super tare. Ce-a fost asta? What the hell? O tras omul la bulan, o fi văzut că am coduri și eu și ei, sau să-i dau la băiatul ăsta prin... Bine, mamă, ce-o dat ăsta, Natsuki. Bine, mă, DJ Lolex, ăsta are poză cu de fapt DJ Olex sau DJ Olex, nu știu cum îl cheamă, bă băieți, nu știu cum se citește numele, dar faza șmecher este că am luat runda și că bine, DJ Olex ăsta săra cu, bă, aia am dat mult la Oni și că mamă, câte servicii medaliuri are ăsta, are și pe aia din 2015, nebun la cap. Are și pe aia din 2009, are 2016, început cu 2016, 2017 nu l-a făcut, are 5 ier veteran, nu face imediat și pe 2021, a făcut-o deja pe 2021, n-a făcut-o, dar o să facă imediat și pe aia de 2021. Transfectorul cel mai bun, cred că l-am pe contul acela pe care mi-a cumpărat și operațiunea, adică am văzut că am jucat un meci de CS și m-a dat doar cu dăia, cu servici medal, cu nebunii, cu toate alea, deci e o chestie destul de interesantă. Doar mi-am luat operațiunea și gata, deja am tras sectorul bun. Oricum o să-mi achiziționez și ceva pinuri, mamă ce lag a fost. Bă, nu știu dacă să joc obvious sau nu, adică nu știu dacă să mă duc direct pe ăla sau să dau prima dată un pic aici, să-i dau pic la ăla. Oh my god. Ba, m-am crezut că l-am luat pe ăla, ești prost la cap. Azi un pic că mă mâncă nasul, băieți, înseamnă că cer bătaie sau cum era, că o să-mi iau bătaie. Hai mă, dă-te direct. Mor mă, copile. Bossule, pic. O să se ducă smoke-ul și mă vede ăsta, ia uite-l cu aia. Ce prost e, doamne, ce prost, de ce n-a tras. Uai, ce cap mi-am luat de la Silver, ești prost, i-am dat, mamă, ăsta are un FPS să mă bată tata. Băi, Natsuki, trăiți-ar familia, ai un FPS, frate-miu.
Mamă, Coaia a tras în el și l-a durut în curici. Nebun, Națuchi este are durere în cur, efectiv. Coaia, eu trag oamenii. A, acum l-a văzut. A pus și cu rotița să zică unde e inamicul. Deci, omul ăsta efectiv trăgeau inamicii după el și el, v-a dus să planteze bomba, băieți. A, nici măcar nu știe să planteze bomba. Bravo, mă, măcar a tras bine aici, nebun, a tras bine pentru un silver. Acum cred că se lupta cu pereții, nu știu cu cine se lupta, că n-am văzut pe nimeni acolo. Nici Wallo nu mi-l vede și el trage, ești nebun la cap. Aia, l-au auzit, măcar are sunet, băieți, măcar bine, două kill-uri aici de la Națuchi, măcar are sunet, frate, măcar are sunet. Asta este o chestie pozitivă și bam, hai mă că joacă bine băieții mei, nu mă dezamăgesc. Da, și nu uitați, în caz de o să ziceți că e fake video-ul sau că e fake seria asta, că nu știu ce, că n-am cuțite, că pui mei, că vrăjeală, că nu știu ce, o să aveți linkul de la cont în descriere să vedeți efectiv orice skin pe care îl vedeți voi aici este deținut de mine pe acest cont, pentru că v-am spus, am decis să cumpăr skin pe fiecare armă și să-mi iau și aici o pereche de cuțite mai așa mai ieftinache, mai pe sărăcie, că na, să fie un cont șmecher. Ăsta nu am făcut chestia asta pe contul meu main, deoarece acolo, sincer, nu am băgat, adică mi-am luat doar operațiunea și parcă aș mai vrea să-l las să fac ore, pentru că na, contul ăsta pe care joc acum cu cuțitele are și vechime, are de toate și automat are și un transfector mai mult, mă mănâncă iară fruntea, nasul, what the fuck, guys. Contul ăsta are un transfector mai bun de vechime, de pui mei, și am zis că nu merită să iau cuțit pe un cont făcut acum 2 săptămâni și să joc obvious, pentru că cel mai probabil o să-mi iau bani, pentru că mamă, Coaie, deci nu pot să înțeleg, mă frate, mi-a dat cap cu echipierul, pui mei, du-te dracu, mă, de silver, bă, dar ce tactici au silver ăștia, futu-i în gură să-i fut. Doamne, bă, băieți, deci eu efectiv mor în fiecare rundă, mă omoară Silver în fiecare rundă și nu am bani să-mi cumpăr show un AVP ceva, măcar au câștigat ai mei runda. Deci asta e un lucru pozitiv. O să încerc runda asta să dau un rush pe ea și să fac mai multe chiliane pe acolo ca să iau și eu câteva kill-uri, să-ți nebun la cap, că practic pe gaură rău de tot meciul ăsta, 7 cu 3, doar oricum măcar îl câștigăm, sper să-l câștigăm la 0 meciul ăsta ca să îmi dea măcar un golova joc în Silver pe contul ăsta. Deci, na, vă dați și voi seama cam ce buget avem aici, băieți, că jucăm pe conturi de Silver, dar aia e, sunteți nebuni, măcar le dăm aici la Silver în cap. Asta s-ar putea să-mi dea pic. Mort, băiatul, mort. Hai că nu-i mai las să iau o rundă, nu-i mai las să mă bată, dar în fiecare rundă fac 5 kg. Deci nebun, dau ei sunt fiecare rundă, băi, nici nu-i mai las. Nu-i mai las, sunt nebun la cap. Unul mort. Hai, brosule, hai, dă-i, dă-i rush, brodere, dă-i rush, hai, brodere, hai, silvere, hai. Utu-te în gură, stai astupe, hai, mă, brodere, dați rush pe mine, sunteți nebun la cap. Mamă, băieți, gata, m-am enervat, deci două meciuri, unul după altul, obvious, amândouă. Cred că o să ne luăm bani pe contul ăsta, sunteți nebun la cap, cred că o să ne luăm bani pe contul ăsta, dar ce să faci acum, n-ai ce să faci. Aia e, cu bugetul pe care l-avem, băieți. Dacă ne luăm bani, stau și muncesc la Mac o săptămână să iau banii din nou. Ia uite-l pe Mitsukanul ăla ce kill-uri face. Bă, băiete, fii cu minte, tu te îngură. Ia uite-l pe Mitsukanul ăla, ne-l mă lasă 1v1. Tu te îngură de Mitsukan. Te-ai dus, brodărinio, te-ai dus. Hai să facem așa, să arătăm un pic cuțitele în caz să se pune cineva spec pe mine, să vadă că am cuțite, frate, să vadă că am cuțite, ești nebun la cap. Tu vă îngură, Coaie. Poate silverii ăștia nu știu cum funcționează skin changer-ul și poate cred că am skin changer și de aia am cuțite și o să-mi dea kick, ești nebun la cap, ar fi culmea. Am mai pățit chestii de genul, nu vă zic cum am pățit odată că am intrat pe contul unui prieten cu coduri pe matchmaking și mi-au zis, eram la silver și mi-au zis oamenii: "Man, you have a skin changer, those knives are not yours", nu știu ce. Și genii vedeau cuțitele și erau cuțitele chiar în inventar, dar na, oamenii ziceau: no, you have skin changer, bro, we kick you", și mi-au dat kick. Na, mai zic ceva, ia uite-l pe ăla, brother, vino înapoi, bro, mamă, ce flash mi-a dat, deci să nu vă... Ia uite Coaie, bă, deci urăsc silverii ăștia, care are, Coaie, 3 flash-uri în loadout, ești nebun la cap. Ah, fuck, m-a luat ăla cu AVP-ul. Joacă bine Hughes, ăla joacă bine Hughes. Pentru un silver n-am ce spune, aici iau ca muri reflexele, dar în orice caz și la silver se joacă bine deja. Adică gândiți-vă că prin 2015, când jucam eu CS la modul cel mai serios fără coduri, jucau oamenii la MG1 cum joacă ăștia acum la silver. Deci chiar se joacă, ești nebun, s-au învățat oamenii cu jocul. Hai, brodere, bravo, brodere. Asta, na, nu știu ce să zic. Nu se juca, hai că să zic că pe la Golnova se juca așa. Să zicem că pe la Golnova ăsta a dat mare flash în bază, ești nebun la bine. Nice pe flash, ți-ai dat flash la coechipier, brodere. Hai, omorâți și pe ultima oare AVP. Don't pick, he has AVP. Playtime, man. Hai, brodere, că nu dă ăla. Uai, ce silver prost, dă ăla și mai are 7 secunde cu aia. Na, l-ai omorât și acum timp de defuse mai e, brodere? Nu, no, mai ai timp de defuse. Nu da defuse, brodere, că nu mai ai timp, brodere. GG, guys, nu, good job. Și în loc să salveze AVP, o prostul a luat un M4 din câte am văzut sau nu știu ce a luat acolo și a murit. Aie, bă, băieți, se mai întâmplă și nenorociri de asta. Hai să luăm repede un AVP să dăm un pic pe mid, poate vine vreun silveran pe mid. Și oricum după meciul ăsta o să ne luăm cooldown și după o să mai avem doar 2 meciuri de jucat, bă, băieți, pe contul cu cuțitul. Doar 2 meciuri o să mai avem de jucat și o să aibă rank și contul acesta. Încep în ultima vreme să mă ranchez cât mai multe conturi. Deci gândiți-vă că contul ăsta are 547 de ore care nu sunt făcute idle, deoarece e contul frătiucului meu. Mamă, ăsta dă puș și nebun la cap. Care ești, mă, băgați aș sârmengit. Ăla a dat fire, a crezut că nu-i nimeni așa de nebun să dea pic. Oho. Mamă, i-am dat cap la ce dracu am făcut, ești nebun. Dar-s doi și mă enervează că-s doi. Hai mă, bro, frătiucule. Hop. Hop, shoulder pick. Aia, tati, ai tras, unul mort. Mai trage o dată.
Hai, frătiuc, bravo, mă, băiețe, mă, că cu shoulder pick-ul merge la Silver Age, nebun la cap. Combi e în plan de bani, combi e în plan de bani, bro. Don't go away, don't go away, it's clear, we have B. Yeah, combi, man. Ăsta și ăștia sper că m-aud și că nu vorbesc singur ca prostul, că am mai avut meciuri de astea în care să vorbesc singur ca prost, ești nebun. Of, doamne, doamne. Sperăm să nu... Ia uite coaie, a murit mâna cu bomba. Bravo, mă, brodare, bravo. Nice, man. Why did you go away with the bomb? Tell me, why did you go away with the bomb, man? Oh my god, frate, cu cine mă joc cu ultimii silver coaie? Why not? Because there are two enemies there. Isn't that obvious? Hai, brodare, mori. Ia eu bomba și o plantez, ești nebun la cap. Hai, brodare, ia bomba, uite unde a urcat-o coaie. Poți să o plantezi pe cutia asta sau sal? Hai, repede, plantă și noi bomba să luăm puncte, sunteți nebun la cap, ăla nu mai are nicio șansă. O să-i dau unul, să încerc să-i dau unul scop. A plecat. A plecat frătiucu. Bam. What? Am crezut că i-am tras în cu echipier și că mi-a dat în chat mesaj de la că e fiu atacă teammate, nu știu ce. Nice, ce să spun, bă, băieți, un meci lejer de silver, adică nu trebuie să dăm prea mult tryhard. Eu acum încerc să mai fac scheme pe aici, dar dăm doar, adică știți ce zic. Dăm așa tryhard în limita bunului simț, adică să nu le distrugem meciul, că dacă bag acum semi-rage-ul pe ăștia, e tank rău de tot, bă, băieți. E tank, i-am făcut roze cuții la frate, mi-o și eu joc cu cod pe cont și mai dau și obi, este nebun la cap. S-a bucurat și el la cuțite, cred că nu o să aibă mai mult de 2 zile timp de bucurare la cuțitele astea. Nu, no, i-am dat cap, ești nebun la cap. Dar și eu joc cam obvious cu silverii ăștia. Și uite, eu dacă mor, practic moare toată echipa. Adică eu scapu echipa, ia uite-l pe ăsta coaie. Fu-te în gură, stia stup, ia uite-l coaie. Doamne, mă, își dau cuțite unul altuia coaie. Se dau aroganțe de-astea de cuțite, ești nebun la cap. Și ei sunt silver toți. Of, doamne, cu cine mă joc, mă scuzați pentru limbajul vulgor. Dar n-am ce să fac, uite, frate, cu cine mă joc. Cu ultimii silverii, ești nebun la cap. Please drop me an AVP, Blue, I drop you AK, man. I drop you AK for AVP. Oh, mersi mult de tot, brother, mersi mult de tot. Here, man. Thank you so much, bro. Hai, măcar că am luat, am făcut rost de AVP să-i car pe ăștia, ești nebun la cap. Let's go, BS, let's go, B. Hai, mă, bro, daranilor, PB. Ăștia, măcar, uite, ăștia cred că și-au dat seama că am cuțite. Mă mir că nu mă acuză nimeni de hack, adică am observat că... Nu, adică pe contul ăsta de când joc cu cheat-uri și am cuțitele astea, nu m-a acuzat absolut nimeni de cod, frate. Absolut nimeni. Și jucam obvious, săceam 40 de kill-uri pe meci, rupeam pe ele, dădeam pre-fire-uri, le mai dădeam wallbang-uri. Nimeni nu m-a acuzat de hack, frate. Nimeni. Absolut nimeni. Îi durea în cur pe silver și îți doi aici și mă enervează că eu când o să-i dau pic la ala din ruine, perfect. Acum îi dăm un prefer la băiatul ăsta. Bravo. Și acum o să dăm un shot random prin smoke și nu l-am luat. Am crezut că o să le iau pe băiatul ăla din city. Eu am doar cemsurile prin pereți activate, dar dacă este un smoke, rise hack, Raul. Bine pe hack, băieți, bine pe hack. Oho, ia uite aici ce pic dau, ești nebun la cap. Ia uite ce pic dau, au dat aici. Hai, brotherilor. Hai, dați pic, dați în careva pic, băieți. Dați în careva pic să vă văd dacă aveți tu pe silveranilor. Silveranilor, burlanilor. Ok, unui... Ăștia se luptește pe banana, what? Ah, două kill-uri. Mamă, ce-a dat ăla, you can see everyone, nope. Man, they are coming from city, watch out, they are coming from city. Băi, coaie, ultimii slabi, în puii mei. Don't rush, man, don't rush, he has AVP, don't pick. He has AVP, don't pick. Doamne, uitați-vă și voi cu cine mă joc, bă, băieți, uitați-vă și voi. They don't have time, nice, play time. Nice, bine, bă, băieți, bine. Hai, mă, că e bine, mă, câștigăm meciul la silver. Am crezut, am emoții, deci eu de fiecare dată când mor în silver am emoții, că ăștia nu-i arunda aici, nebun la cap. Și nouă că n-aș lua meciul, că pot să iau meciul lejer, dar să dăm și noi repede un pic pe rampă. Bă, băieți, eu în 3 minute mi-începe ora de geografie și eu filmez și mai am mai multe 3 minute din meciul ăsta. Nice, frumos, băieți, frumos, sunteți nebun la cap. Deci ce eforturi fac eu pentru voi, să vedem dacă reușim să dăm un pic, unul mort. Mamă, mistu, micu. Pam, încă un headshot, băieți. Încă un headshot astăzi, nebun la cap, luăm și noi like 3-ul ăsta, ha. Bine, bosule, ha, ești nebun la cap, bine, bosule, ha. Mamă, ce armă avea? Aveam pe nouă, bineînțeles, hai să dăm un pic așa mai puțin obvious cu arma asta. He has AVP, don't rush, man, he has AVP, hai să luăm repede acolo ăsta nebun. Mamă, mi se blochează mouse-ul, vedeți ce mi se blochează mouse-ul, you so gamer, bine, frate, sunt good gamer, băieți. Sunt good gamer, sunteți nebun la cap. Hai, brotherilor, dați pic, stai Alex ăsta pe mine. Cheater, hai că cheater dacă e ceva. Hai, mă, brodare, dăm pic. Mamă, sunt 3 aici, nebun la cap, dacă fac 3 fraguri, sunt nebun rău de tot. Ah, fuck, one more city, guys, one more city, don't pick, he has AVP. Hai, dai, don't pick, man, he has AVP, he can kill you. Hai, mă, brotherilor, că aveți tot timpul din lume. Kill him, man, so he don't save AVP, nice, good job. Bine, mă, băieți, mă, bine, a stat Alex ăla spec pe mine, Alex ăla, bine, DJ Olex sau DJolex sau cum vreți voi să-i spuneți, a stat spec pe mine acolo să un pic la Overwatch, așa să vadă dacă am coduri sau nu, din păcate, eu cred că se prind silverii dacă am eu coduri sau nu, dar aia e, reported, bine, bă, băieți, bine. Cel mai ok, așa, pe silver inferno. Dăm repede un pic la băiatul ăsta, era să mă moare, la băiatul ăla o să-i dau un prefer, bam. Bam, prefer la pala, frumos.
Oh, mi-a dat mare flash aici, XDDD. Mamă, coaie, ce-i cu flash-urile astea? Doamne, prietenii mei din Terror, să avea AWP, hai să-i luăm repede AWP-ul, ba, mi-am luat AWP-ul. Să dăm repede un pic acum City. N-am reușit să-i dau pic în City, dau să sar aici și o să-i dau pic de aici. Hai, brotherilor, hai, brotherilor, hai, brotherilor. Hai, brotherilor, dă-i pic, brothere, dă-i pic, dă-i pic. Dă-i pic, brothere, asta mă știe, ce dracu face. Ce dracu face la coaie? What the fuck? No, l-am ratat. L-am ratat, bă, gamiaș. Ce cramp, man? Ce ramp coaie asta e ratat? Ah, banana. Ok, hai că stă ăla să se uite, bravo, Pechi. Și am mai o să le iau pe băiatul ăsta, bam. Și easy kill, easy, 5 MVP-uri, băieți, 25 copt, un scor frumos el așa pentru un meci de silver, you should off. What do you mean? Are you brain dead? Let's rush banana, man, let's rush banana. Hai mă, fraților, să vedem așa un rush pe banana, bam, 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 un umor, dar mai trebuie să vină încă unul aici, a două meciuri obvious frumos într-o zi, frumos, frumos, chiar îmi place. Încă unul mort, bine mă, frate, ce s-a speriat ăla ăștia sărit, ești nebun. Ah, băgam iaș, nu mai iau eu încă un flash. Unde ești, brother? Ia uite-l pe ăla acolo. Fut-te, n-aripă să te fut. Ia uite-l cu aia pe ăla. Nu i-am dat-o. Hai să plantăm repede bomba. Dar e ruine prostul ăla. Bine pe fire, ești nebun la cap. Hai să dăm repede plen la bombă. La, o să încerce acum. Hai să dau și eu o linie. Băi, cu aia n-am reușit să-l omor. N-am reușit nici acum să-l omor. N-am reușit nici acum să-l omor. Ok, l-am văzut pe băiatul ăsta. Hai, brother, dăm pic, dăm pic, brother. Nu, eram sigur că trece smoke-ul, dar am zis că poate nu trece. Nice, hai, omoară-l, omoară-l, omoară-l. Bine, brother. Las-o în ruins, las-o în ruins, Ben. Hai mă că e bine, o ia și ei runda asta. Nu știu, am emoții, deci vă spun sincer, de fiecare dată când mor în silver am foarte, foarte mari emoții că uite, se întâmplă de astea. Vezi, ăsta da acum mare clash de 1v3, dar nu mai are timp să dea defuse la bombă și la campat ăsta. Deci în fiecare rundă iau câte un MVP, n-am nicio treabă aici, nebun la cap. N-am nici o treabă, bă, băieți. Let's shot him Raul. Yes, let's go be again, let's go be again. I'm going from A to City, ok? So I can pick the guy with the AVP on City. Hai mă, fraților, să facem un micro-tate runda asta, având în vedere că este ultima rundă. Ar trebui să facem așa un micro-tate pe City, să-l omorâm pe băiatul ăla de acolo. Că am văzut că ăla în fiecare rundă, cred că de când am pus mâna pe AVP meciul ăsta, în fiecare rundă asta City cu AVP-ul. Au dat un smoke frumos aici. Hai repede, I'm learning you but you can learn CS. A, mă, mi-a zis-o coaie și are silver în pui mei. Uite cine îmi zice mie, așa îmi zice, îmi zic și hateri în comentarii. Man, joacă să învață să joci, ce se frate. Și ei au silver elite în pui mei. Și zic, frate, din cauza ta nu pot să ranchez în global și el are silver elite. Da, mă, eu nu cred că din cauza codaților ai tu silver elite, bro. La silver elite, la silver elite asta ar trebui să fie cea mai, ta, cea mai mică grijă a ta, cheateri. Dăm repede un wallbang. Nu merge să dau wallbang, băieți, nu merge să dau wallbang. Hai repede să dăm aici un push. Hai, brodere. Unul mort. Bine, mă. Good half, guys. Nice, good job, man. Good job. 7 MVP-uri, 29 cu 9. Frumos, două meciuri unul după altul. Obvio, cine stă spec pe mine? You have zero friends online. Și stă cineva spec totuși. Mm-hmm. A, de fapt, stai mă, că pe contul ăsta eu n-am niciun prieten. Deci chiar, chiar clar nu pot să văd cine stă spec pe mine. Good job, Raul. Thank you, bro. Inventory, ia uitați mă băieți cuțitele aici ca să nu ziceți că e ceva schimb. Uite și pe asta am stickere și pe toate armele cred că mi-am pus. A, ba nu, pe astea nu, doar pe armele main probabil că mi-am făcut probabil că doar pe armele main mi-am pus stickere. Dar nu, n-ar fi asta o problemă. Stați să vedem numai ce config am pe pistoale că s-ar putea să fie. A, nu, am crezut că e configul de obvious. Oh, ce am dat-o la ăla, nice. Can you learn me how to play? Yes. Băi, băi, vine ăsta din spate. Unul mort. Bravo și ultimul e. Bravo, mamă, ce bec trecurât i-am dat să mă bată tata. 32 cu 9, băieți. Mamă, ce bec trecurât am putut să-i dau la băiatul ăla. Ce bec trecurât am putut să-i dau la băiatul ăla, băieți. Stai să le dau repede un cont de main, ia. Zedo Steam Profile. Dați repede să-mi dau. Mamă, nu îi găsesc profilul cu aici, nebun la cap. Zedo. Da, ăsta o să zic că e contul meu main. My main. Le-am dat profilul lui unul random cu aia și că stai main-ul meu, sunteți nebun la cap. 5400 de ore, e perfect, lol. Mamă, cu aia ești nebun la cap. Check it, lol. Add me if you don't trust me. Hai să-l mai dau o dată link-ul. Gata, mă, băieți, ne flexăm cu conturile altora, sunteți nebun la cap. Every time shoot to head, bine, dacă vrei. Bine. Oricum văd ăștia cam și cuțite, deci eu zic că ar fi treaba destul de safe să nu. Bine, de report nu mă interesează, mie să nu-mi iau kick. I'm waiting T-base, gata, s-au dat bătuți. Ia uite-l pe băiatul ăsta, s-a dat bătut omul meu. I-am dat fără cap acum ca să nu comenteze. Ești nebun la cap, ia uite-l pe băiatul ăsta. Bam, două kill-uri băieți, încă o dată MVP-ul ăla nebun. Bine. DDDD for headshot. Na, n-am dat headshot băieți, n-am dat headshot. Chiar ești curios ce rang voi lua pe contul ăsta la 10 win-uri. Eu aș avea așteptări așa la un Gol Nova 2, 3 Master, nu știu, dar mai jos sau mai sus de, nu știu, s-ar putea și un Silver Elite Master totuși, pentru că văd aici că ne dă gut mai cu Silver și noi mai avem doar 3 meciuri de jucat inclusiv ăsta, dar chiar nu știu, așa dau oraș banana toți și nebun la cap. Bă, a, și mai sunt doi aici, sper să nu moară purple la meu.
Bine, purple, i-a luat purple, l-am omorât pe băiatul cu bomba, mai e unul. Ăsta nici n-a observat că i-a murit cu echipierul cu aici ratat. Stați voi cu bomba, băieți, că eu mă ocup de băieții alți. I will be here. Ah, ești acolo din nou? Hai, frate, să te aștepți tu, băieți, și atunci nebun la cap, să-l vedem pe băiatul ăsta care merge pe crouch. Primez notificări, băieți. Ah, băgam iași. One apartments, man, very low HP apartments. 8 HP apartments. Right, trajectory, here. Nice, good job. Bine, bă, băieți, bă, am câștigat și meciul acesta nebun. N-am făcut rang 9 jumate. 36 cu 10, o să vă arăt oricum, o să vă pun și câteva secvențe din primul meci. Gata, am luat și cooldown, o să vă las și câteva secvențe, adică probabil vi le-am lăsat atunci când v-am spus. Să vedeți cât de obvious a fost și meciul anterior, adică ca să vă dați și voi seama, băieți, uitați-vă aici meciurile, să mă bat 38 cu 9, 36 cu 10. Deci, numai meciuri de astea nebune. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri, un subscribe pentru că la 60.000 de abonați să aveți live-ul la nebun de 12 ore și eu v-am pupat. Pa, pa!